11:20 de minute, ascultați Radio România Actualități și cam fiecare vineri între prieteni vine piesa de la Titus. Astăzi, Ionel Ionelule, un șlagăr interberic de celebritate internațională semnat de George Sbârcea cu pseudonimul Claude Romano. Lansat cu mare succes în 1937 de Dorel Liviano la Teatrul Alhambra, a fost preluat imediat în spaniolă, engleză, franceză și germană. L-au cântat mulți de-a lungul timpului, de fapt cine n-a fredonat măcar odată acest cântec de o imensă popularitate. Om cu o vastă cultură, muzicologul, compozitorul și publicistul George